Bună seara și bine v-am regăsit! În acest episod vom discuta despre bateriile litiu-ion și le vom cântări mai exact și vom vedea care e diferența între o baterie de capacitate mai mare și o baterie de capacitate mai mică, funcție de greutatea pe care o are aceasta. De fapt, nu îi spune greutate, îi spune corect, îi spune masă. Și o să vedem funcție de masă și densitate cum își modifică o baterie proprietățile, în special cantitatea de energie pe care o posedă, pentru că asta ne interesează cel mai mult. Evident că bateriile trebuie să fie de același tip, adică dacă este nichel-metal hibrid, o comparăm cu una tot nichel-metal hibrid în același format, la fel și cu cele litiu-ion, la fel și cu cele cu plumb, și vom vedea în cele ce urmează cum depistăm, să spunem așa, aceste calități ale bateriei de a susține o cantitate mai mare sau mai mică de energie în funcție de masa acestora. Bateriile cu ion de litiu au o densitate de energie mai mare, au încărcare rapidă și, evident, mai multe proprietăți mai ridicate și, evident, și caracteristici mai ridicate decât bateriile obișnuite, cele cu cadmiu-nichel sau cu metal hibrid construite mai de mult. Iar pentru a face acest mic test avem nevoie de un cântar, de preferabil să fie unul de precizie, cum este acesta, și bineînțeles să-mi vom porni. Și este important faptul că să avem la acest cântar o precizie de ordinul gramelor, cel puțin. Trebuie să aibă o precizie cel puțin la ordinul, la o unitate de a mia parte din kilogram, adică de ordinul gramelor. Și o să dăm lumina aici mai bine așa. Și o să le punem pe rând pe cântar, de exemplu să o luăm pe aceasta. Avem una de 1450, ele sunt testate înainte, avem una de 1450 de miliamperi pe oră, adică 1,45 de amperi pe oră, și o să o cântărim. Observăm că avem o masă de 44 de grame. La o capacitate mai mare o să mai luăm pe aceasta, care are mai mult, are 1,6 amperi pe oră, 1621 de miliamperi pe oră, adică 1,6 amperi pe oră. Cântărim și pe aceasta, observăm că are cu un gram mai mult. Și o capacitate mai mare înseamnă și o masă mai mare a bateriei. Cu cât sunt mai performante și mai cu cantitate mai mare de stocare a energiei, cu proprietăți mai superioare, cu atât bateria va avea o densitate mai mare și implicit o masă mai mare. O luăm pe aceasta de 2,1 amperi pe oră, 2194 de miliamperi pe oră, adică 2,19 amperi pe oră. Și observăm că are 45-46 de grame. Și are 45 de grame, deci că are cu un gram mai mult. Și totodată putem să verificăm și capacitatea funcție de, practic, capacitatea funcție de calitatea bateriei. De exemplu, această baterie este un brand de renume și are o capacitate de, observăm, de 2100 de miliamperi pe oră la tensiunea de 1,2V. Este o baterie nichel-metal hibrid. Aceasta este o baterie originală. Și o să vedem ce gramaj are. Are 28 de grame. Și o să comparăm totodată o baterie, să zicem, mai no-name, așa, care are o capacitate de 150 de miliamperi pe oră. Și o să vedem că are mult mai puțin.
observăm. Deci, un număr foarte mic de grame poate să ne indice calitatea bateriei, bineînțeles, și dacă eticheta lipsește, putem să le cântărim, să le măsurăm. Cel mai bine este să le măsurăm de preferabil cu un multimetru comutat pe scala de voltmetru de curent continuu. Observăm cum este conectat acest aparat și, bineînțeles, cu ajutorul testerelor conectăm la plusul și la minusul bateriei, conectăm testerele și verificăm tensiunea la bornele bateriei. Unul dintre testere la minus, unul la plus și verificăm tensiunea bateriei. Acest lucru ne indică, tensiunea bateriei ne indică dacă este încărcată. Dacă este încărcată, va trebui ca să aibă o densitate mai mare, o să aibă cu un gram mai mult sau cu 2 grame mai mult. Practic, aceste baterii cu ion de litiu de tip 18650, cum sunt acestea, au în jur de, am observat mai devreme, în jur de 44 de grame. Observăm și evident că un brand mai calitativ sau, mai bine spus, o baterie mai calitativă, care poate avea chiar o capacitate mai mare decât această baterie de 2,2 ampere pe oră, de 2241 de miliamperi pe oră, adică 2,24 ampere pe oră, poate să ajungă aceste baterii de tip 18650, pot ajunge la capacități de chiar mai mari de 3800 de miliamperi pe oră, respectiv 3,8 ampere pe oră, la tensiunea de 3,6V, deci ele practic pot depăși această putere de 7,2W pe oră. Înmulțind tensiunea bateriei cu curentul în miliamperi pe oră, adică acești miliamperi are timp de o oră, atât rezistă, adică această baterie rezistă la 2 amperi timp de o oră, sau la 2000 de miliamperi pe oră, este același lucru. Timp de o oră rezistă la curentul de 2 ampere. Asta înseamnă 2,2 ampere pe oră sau 2000 de miliamperi pe oră. Bineînțeles că are ceva mai mult, puțin, are puțin mai mult. Este testată. Și aceste baterii evident că pot avea capacități mai mari, capacități chiar mult mai mari decât cele uzuale, obișnuite, care în mod normal au capacități de între 1,2 ampere pe oră și 2,8 ampere pe oră, cele mai întâlnite. Evident că și dimensiunile unei baterii ne poate da indicii importante despre capacitatea bateriei și implicit a cantității de energie pe care o are aceasta. Și observăm că aceasta este o baterie de tip 26650, adică 26 de milimetri diametru și 65 de milimetri lungime. Asta înseamnă această indicație și un curent de 6,8 amperi pe oră, adică 6800 de miliamperi pe oră sau 6,8 amperi pe oră, dacă transformăm matematic, adică această baterie rezistă la un curent de 6,8 amperi timp de o oră la tensiunea de 3,7V. Cel puțin atât ar trebui să reziste din fabricație. Evident că având dimensiuni mai mari față de cele obișnuite, adică mai precis are diametrul mai mare, aceasta va avea o masă mai mare. Spornind din nou cântarul și față de bateria obișnuită 18650, care are în jur de 44 de grame, aceasta are 75 de grame, observăm. Deci, practic, la o mărire aproape dublă a dimensiunii bateriei, obținem o capacitate, observăm, aproape triplă a bateriei.
De aceea este foarte important să utilizăm, când utilizăm, să utilizăm baterii cât mai mari. Bineînțeles că ele sunt standardizate, nu sunt chiar atât de mari pe cât ne dorim și nici nu ar fi indicat să fie prea mari, pentru că cu cât sunt mai mari, cu atât puterea electrică a acestora este mai greu de controlat și acestea practic sunt cele mai mari baterii pe care le întâlnim de tip litiu-ion obișnuite pe piață. Și bineînțeles se fac, legătura între ele se face cu platbandă de nichel și cu aparat de sudură în punct. Dar nu acestea sunt cele mai mari, o să vedem unele și mai mari. Cele mai mari, de fapt, care sunt utilizate la echipamentele portabile alimentate cu energie electrică, sunt bateriile litiu-fier-fosfat. Observăm aici că este această notație. Aceste baterii de tip 32700 le întâlnim la proiectoarele LED, la mașini de găurit sau diverse mașini pentru bricolaj. Observăm că are o capacitate de 6 ampere pe oră la tensiunea de 3,2 volți, la tensiunea optimă de 3,2 volți. Aceste tipuri de baterii de tip litiu-fer-fosfat au LiFePO, cum le LiFePO4, cum le se mai spune popular, au o densitate energetică mult mai mare. Observăm aici, avem 19,2 W pe oră, adică 19. Această baterie poate ține o putere de 19,2 W timp de o oră sau 6 amperi la tensiunea de 3,2 V timp de o oră. Atâta este atâta este capacitatea, adică cantitatea de sarcină a acestei baterii. Este o putere uriașă dacă o comparăm cu vechile nichel metal, care aveau și o tensiune mai mică de 1,2 V și o capacitate mai mică. Observăm aici 2100 de miliamperi pe oră, adică 2,1 amperi pe oră. Înmulțind cu tensiunea, ne dă o putere mult mai mică decât această baterie. Să privim cât de mult au evoluat. Acestea, bineînțeles că pe măsură ce au evoluat, ne trebuie evident și niște dispozitive electronice pentru un control cât mai bun a acestora. Și evident că bateria, cu cât este mai performantă, cu atât este mai greu de controlat și de aceea ne trebuie și electronică mai complicată pentru a le echilibra, pentru a le proteja, atât din punct de vedere electric, cât și din punct de vedere termic, electrodinamic și, bineînțeles, la factorii externi. Și o să o și cântărim, pentru că automat că aceste baterii destul de întâlnite sau foarte întâlnite, din ce în ce mai întâlnite, aceste baterii de tip 32700, de tip LiFePO4, litiu-fier-fosfat, aceste baterii au, având o capacitate mai mare, bineînțeles că au și o greutate mai mare, adică o masă mai mare, și observăm că aceste baterii ajung la 145 de grabe per element. Să ne imaginăm că dacă vrem să obținem, de exemplu, o putere de 100 de W, bineînțeles că înmulțind 146 cu 5 sau cu 6, punem mai sigur 6 elemente, ca să avem 100 și ceva de W, vom avea sub 1 kg. Pe când dacă vom monta baterii de acest fel, litiu-ion obișnuite, vom avea mult mai multe baterii și puterea va fi peste 1,5 kg sau 2 kg. Cel mai bine este să calculăm exact dimensiunea și masa unei baterii înainte de utilizarea acesteia, pentru că în caz contrar putem să ajungem la dimensiuni foarte mari, putem să ajungem la o greutate foarte mare și nu ne va conveni. Atunci, în caz contrar, vom utiliza din lipsa de a calcula aceste caracteristici, cum ar fi
greutatea. Nu vom depăși, adică dacă utilizăm o baterie cu plumb, bineînțeles că va fi mult mai ineficient. Odată, pentru a afla mai precis greutatea unei baterii, mai exact masa, putem să facem așa, punem mai mulți elemente. Și evident că o baterie care are mai mulți elemente, putem să o cântărim și împărțim la numărul de elemente. De exemplu, avem această baterie compusă din 5 elemente și avem 207 grame. Dacă împărțim la 5, o să avem exact greutatea unui element. Deci, practic, la o baterie mai mare nu mai trebuie să o demontăm sau să scoatem un element de la ea pentru a afla greutatea unui element sau densitatea energetică sau ce vrem să verificăm, ci putem să divizăm matematic, să calculăm teoretic prin anumite formule de calcul această greutate. Observăm că avem 207. Dacă mai punem încă 5, o să avem 414 grame. Adică 0,4 kg. Așadar, acum știm cum să facem anumite lucruri când vrem să aflăm anumite caracteristici, cum este și greutatea unor baterii. Și să nu uităm că bateriile sunt foarte multe tipuri și trebuie să avem grijă să le măsurăm foarte amănunțit atunci când vrem să le exploatăm și, bineînțeles, să obținem puteri cât mai ridicate, puteri electrice cât mai ridicate cu ajutorul ansamblelor pe care ni le construim. Dacă v-a fost destul de util materialul, ne revedem în episoadele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante despre electrotehnică, electronică, automatizări, surse de energie și alte lucruri din ce în ce mai interesante. Dar până atunci vă doresc un weekend plăcut în continuare și spor în tot ce vreți să realizați. Numai bine!